Domnule doctor, haideți să dărâmăm un mit. Există un exercițiu în fitness și în gimnastică, nu știu cât este de controversat, dar toată lumea vorbește despre el. Se numește plank, planșa. Da. Am înțeles că este un exercițiu foarte greu de făcut. Este foarte greu să-ți menții poziția mai mult de câteva secunde, se vorbește. Personal, nu l-am făcut, nu l-am încercat. Am văzut acea postură. E adevărat că acel exercițiu solicită întreg sistemul osos și mușchii sunt foarte solicitați și slăbești și elimini surplusul de grăsime, de, nu știu, apa, surplusul. E adevărat din cunoștințele dumneavoastră? Exercițiile de timp plank sunt bune, într-adevăr, și ele încearcă să răspundă oarecum la nevoia noastră rapidă de a deveni extrem de fit. Toată lumea caută un singur exercițiu care, dacă se poate, făcându-l, el să-ți solicite toate grupele musculare și inevitabil tu să te dezvolți foarte bine cât mai și făcând cât mai puține exerciții. Este un exercițiu complex care se bazează pe izometria marea majorității a grupelor musculare, atât membru inferior, cât și spate, cât și abdomen, cât și torace, iar dacă se combină cu diverse poziții de plank lateral sau plank dorsal, se solicită și musculatura brațelor. Deci, practic, printr-un singur exercițiu, noi stăm într-o izometrie completă a întregului sistem muscular. Ceea ce e bine, ceea ce înseamnă că ne solicităm repede întreaga grupă musculară, dar pentru asta trebuie să fim antrenați. Ați spus foarte bine că probabil nu veți putea sta decât 2-3 secunde, ceea ce e puțin, dar e un început. Ideal este să ajungem să stăm în jur de un minut și în felul acesta, această izometrie generalizată crește foarte mult tonusul muscular și grăbește un pic intrarea în formă. Pe de altă parte, n-aș putea spune că slăbim prin exercițiu de tip plank atât de mult încât să-l folosim în curele de slăbit, dar e un exercițiu pe care, dacă nu avem probleme cu articulațiile spatele, dacă nu suntem artrozici, este bine să-l includem în programele noastre de antrenament. Operațiile de protezare a șoldurilor sau a genunchiului nu au fost urgențe medicale în această perioadă. Foarte mulți pacienți au stat efectiv în așteptare, mulți cu dureri, cu analgezice. Ei bine, după data de 15 mai, intrăm în așa zisa normalitate. Dar eu acum vă întreb, acești pacienți care au stat liniștiți și cu minți în casele lor, urmează să fie operați. Dar după 2 luni de atrofiere musculară, după 2 luni de izolare, există și posibilitatea, există riscul ca recuperarea sau rezultatele să nu fie pe măsura așteptărilor, tocmai din cauza acestor, nu știu, acestei izolări, acestei atrofieri musculare. Desigur, există riscul. Aici sunt două direcții despre care putem vorbi. Pe de o parte, vorbim de rapiditatea recuperării. Și aici, noi, ca și comunitate, am venit ca și răspuns, în primul rând, cu efectuarea unor tehnici de chirurgie minim-invazivă, în care nu s-au mai secționat grupele musculare și în care, să spunem așa, implantarea a fost mai ușoară pentru pacient. Și din acest punct de vedere, să zicem așa, noi încercăm să oferim pacientului maximum de calitate și de tehnologie. Dacă mai adăugăm și faptul că multe dintre proteze pot fi implantate prin personalizare, care asta înseamnă o studiere amănunțită a anatomiei fiecărui pacient în baza unui examen computer tomograf și folosind un model pe care îl generează computerul, iar pe acest model noi, ca și chirurgi, venim și ne facem planul chirurgical, ne măsurăm variațiile anatomice și încercăm să implantăm proteza cât mai aproape de anatomia fiecărui pacient. Aș face aici o analogie cu croitoria sau cu cumpărarea unui costum de pe raft sau față de unul pe care îl face croitorul. Desigur, acestea sunt mici amănunte tehnice cu care noi încercăm să-i ajutăm pe pacienți, dar să nu uităm că motorul protezei, să spunem așa, este pe de o parte voința pacientului și pe de altă parte sistemul muscular.
Dacă sistemul muscular este extrem de atrofiat, după cum ați spus, prin faptul că pacientul a stat cu minte în casă, evident că și el va porni un pic mai greu după operație și recuperarea va fi mai de lungă durată. Dacă în mod normal o recuperare după o intervenție de protezare ar trebui să dureze 4-6 săptămâni, prin faptul că atrofia musculară este foarte marcată, mai ales dacă pacientul a întârziat foarte mult această intervenție de protezare, recuperarea poate să dureze câteva luni de zile. În ceea ce privește mobilitatea articulației, cum spuneam la începutul emisiunii, rezultatul pe protezare, refacerea mobilității articulației prin introducerea unei proteze de genunchi, este direct proporțională cu mobilitatea genunchiului înainte de protezare. Deci dacă venim foarte anchilozați, să spunem așa, doctorul nu poate să facă minuni și nu poate să transforme într-o articulație care are o mișcare de 20-30 de grade de flexie într-o articulație perfectă.